comunicările pe DN2E, începute acum o lună jumătate, au staționat o perioadă mai delungată decât era în calendar, când am avut o problemă tehnică cu utilajele pe care ne le asigură DRDP-ul Iași, fiindcă inclusiv această lucrare DN2E de la Părtinoasa înspre Cacica și DN2-ul până la ieșirea din județul Suceava prin Drăgușeni sunt executate regie proprie. Ne-am mobilizat și pentru DN2 și în ceea ce privește lucrările pe DN2E, într-adevăr, aproape 2 săptămâni, nu s-a executat nicio lucrare, creând un disconfort pentru care ne cerem scuze participanților la trafic.